Cele 15 țări membre ale Consiliului, inclusiv China, principalul aliat al Coreei de Nord, au aprobat un text propus de Statele Unite care afirmă că testul balistic reprezintă o gravă încălcare a rezoluțiilor ONU. Consiliul de Securitate s-a reunit de urgență la solicitarea Statelor Unite, Japone și Coreei de Sud, la o zi după un nou tir cu rachetă balistică efectuat de Coreea de Nord, menit în opinia Seulului să testeze reacția noului președinte american Donald Trump. Acesta din urmă a promis că va răspunde Coreei de Nord. Rezoluțiile ONU interzic feneanului orice program nuclear sau balistic.